Salutări și bine v-am găsit la un episod din Raw Bodybuilding Podcast. De data asta suntem doar cu Andrei. Marius lipsește din anumite motive, așa că o să răspund doar eu cu Andrei la întrebările care ni le-ați pus pe Instagram și o să selectez câteva din NGL-uri, că nu vreau să discut mai amănunții despre ce fel de întrebări am primit, dar o să mă uit oricum. Ce faci, Andrei? Cum ești? Ce să fac? Uite, am avut și eu acasă, am trenat antrenamentul de picioare și direct online cu tine aici. Bun. O să încep așa cu introducere. Câți ani ai? În vară fac 32. Mulțumesc. Deși multă lume... 26 ți-aș fi dat. Foarte multă lume îmi spune că sunt... 25-26, alții mi-au dat 23 și zic, băi, ce aveți, mă? Apreciez foarte mult și sunt recunoscător pentru chestia asta, dar am aproape 32 de ani. De cât timp faci culturist și fitness? La nivel competițional, evident. La nivel competițional, în 2016 a fost prima pregătire serioasă, să zic așa, la nivelul respectiv la care eram atunci, în acel an. Iar de atunci, în fiecare an, am crescut câte puțin, câte puțin și am evoluat până în ziua de azi. Băi, super. De cât timp lucrezi cu Marius? Am văzut că ești printre cei mai vechi sportivi al lui. Din 2016. Deci de când ai început? Cum să... Începusem o pregătire de capul meu. Mi-am conceput eu dietă. Era ok, relativ era ok, doar că nu timingul pe care îl aveam. La macronutrienți nu prea știam cum să le iau exact cum trebuie, știi, după antrenament, cu grăsimile, carbo, cum să-i jonglez, dar având în vedere că aveam ardele foarte mari pe vremea respectivă, m-am avut noroc și de genetic, bineînțeles, și tot a ieșit oarecum la nivelul respectiv ceva ok. Și s-a nimerit, bineînțeles, picuicul pe care eu nu știam să-l fac. Uite, așa am dat de Marius, fiind tot în aceea sală, unde mă antrenam și eu, și m-a ajutat să mă usuc, să mă încarc. Super, super drag. Da, a fost om potrivit la locul potrivit, că la altcineva nu știam la cine să apelez, pentru că nu cunoșteam pe nimeni. Era nou în domeniu. Bun, având în vedere că te-am cunoscut puțin, acum e momentul să intrăm în întrebări. Deci o să încep cu întrebările publice, nu anonime. Și o să încep cu prima întrebare. Cineva mă întreabă, dacă brațele sunt în urmă, câte serii de lucru per exercițiu și câte exerciții ar fi suficiente ca medie? Dacă ar fi bicepsul și tricepsul grupe deficitare pentru persoana respectivă, din punctul meu de vedere, ar trebui să maximizez de acele grupe cu 4 exerciții per grupă, nu mai zi separată pentru așa ceva, și eventual să mănânce în ziua respectivă ca și carbs un intake mediu, să nu exagereze cu el, din punctul meu de vedere. Eu n-am mai lucrat brațe din 2019, știe toată lumea chestia asta, că nu mai am voie, că la mine e reverse. Am văzut că ai brațele super mari pentru clasa mea. La mine este, cum să spun eu, sunt cele mai bune grupe ale mele. Orice aș face, oricât de corect aș lucra la spate, la piept, involuntar, tot îmi intră 20%, 30% și n-am ce să fac. Și am tăiat din 2019 antrenamentul la brațe. Mai fac din când în când, când îmi spune Marius, băi, mai fă și tu 2-3 serii la biceps, ciocane sau la triceps, mai fă foară, dar în rest nu. Le-am tăiat pentru că a trebuit să le mai și reduc. Chiar am redus un centimetru jumate, doi, aproape am redus în 2-3 ani, că erau prea mari. Chiar trebuie să corectez și umerii. Da, că am făcut așa cu o mică paranteză. Din punctul meu de vedere, trebuie să maximizeze pe 4 exerciții per grupă. Uite, voiam să te întreb legat de chestia asta. Consideri că brațele rămase în urmă din cauza greutăților, Andrei?
Nu neapărat. Uite, eu am o problemă, zic personal. Au antebrațele super puternice și dacă folosesc kilograme de 25 de kg, îmi simt antebrațele mult mai tare decât, de exemplu, spre exemplu, dacă fac biceps și fac flexii, dacă iau 25-27, deja am simt antebrațele foarte, foarte tari și se schimbă cumva tensiunea de pe biceps pe... Chiar dacă le fac, de exemplu, complete, adică duc până sus de tot, degeaba. Dacă folosesc 15 kg, 20, simt super tare. Și nici măcar nu strâng de gantere, știi? Am înțeles. De asta consider că, uite, na, tu ai zis că e genetic așa, ceea ce e un atu, alții nu-s. Eu am avut întotdeauna o problemă cu bicepsul, o zic sincer, nu știu. Și știi cum făceam? Ți-am zis, de obicei nu strângeam deloc de grip, prindeam ca și cum erau doar niște, ca un Mai fel de, ține ok. da, deci țineam, nu știu, nici măcar nu făceam așa, țineam așa, știi, așa făceam cu ele. Ca să, Da. acum, na, având în vedere că m-am pus mă rog, să mă antrenez mai greu la ele, am și exerciții, cum ți-am explicat eu, dar am și exerciții în care sunt grele. Deci și. Cu toții știm că trebuie să maximizezi antrenamentul, să-l duci până într-o anumită greutate maximă, de la antrenament la antrenament, dar astfel încât să îți permită să faci mișcarea corectă și să o poți controla. Hai. Acum nu trebuie să ne punem sute de chile pe bară și să ne rupem tendoanele și absolut tot. Normal. Să zicem, bă, poate așa o să crească. Nu, exclus. De la antrenament la antrenament trebuie să începem să adăugăm câte puțin, câte puțin, dar totul maximizat. Orice să nu dăm înapoi. Dacă mă întreb pe mine, ca și grupă deficitară. Și automat anumite tehnici. Asta în Da. funcție de fiecare genetic. Fiecare om are un anumit genetic, o anumită biomecanică și nu toată lumea funcționează același lucru. Că foarte multă lume mă întreabă, da, pot să fac și asta? Și zic, bă, da, acum vezi cum îți intră, vezi cum, dacă știi Da. să faci conexiunea minte-mușchi, Eu sunt de acord dacă... cu tine, chestia asta cu tensiunile, Andrei, adică mă Foarte multe chestii. știi cum ai spus și tu, toată lumea vine și te întreabă, bă, e bine așa, e bine așa. Tu îi dai din experiența ta, știi, dar... Asta e că nu este garantat că ar merge 100% și la X Asta voiam singur. să zic, exact asta. Sunt cazuri, dar nu e garantat. Ești de acord cu mine că toată lumea individual în chestia asta. E vorba și de nivelul de fibre în grupa musculară respectivă. Unii Exact. spre exemplu, au mai multe fibre de tipul, eu știu, tipul 2B, unde îți dai seama cât poți să rece mult, deși crește mușchiul doar rupând fibra respectivă, știi? Alții, de exemplu, nu, pot să facă mai mult volum, spre exemplu, 12, 10-12 repetări și cresc în range-ul ăsta, știi? Chestia asta nu e definită în Asta totalitate. că sunt persoane care merg pe 6 repetări maximizare Da. full și sunt persoane cărora le merge pe între 10-12 repetări. Eu uitându-mă la tine am văzut că tu ești mai mult pe feeling, știi, de asta mă refer. Am văzut și când faci piept, într-adevăr folosești full stack-uri la aparate, știi? Am Da, văzut că ești este super... forma maximizare pentru că am nevoie de cât mai mult volum. Am văzut, păi tocmai de asta, știi? Bun, hai că am lămurit-o și cu întrebarea asta, trecem la următoarea. Pentru o masă de 100 de grame de carbohidrați, orez plus gem, ananas, deci este suficient berberină plus R-ALA, 1 și 1, deci una și a. 100 de grame de carb. O să Întrebare. gata. Da. Natural sau... Nu zice nimic. Că sunt două aspecte total. Eu te las pe tine să spui, după aia îmi zic eu opinia. Sunt două situații total diferite și din punctul meu de vedere, dacă persoana respectivă este tânără, bineînțeles, automat e un avantaj foarte mare fiind tânăr, pentru că ai totul la hai, deci absolut absorție, tot este proaspăt fresh și automat totul va fi maximizat. Dar însă fiecare genetic și fiecare organism în parte
are o anumită limită pe care nu putem să o controlăm noi. Doar dacă automat venim cu ajutoare. Sunt într-adevăr persoane cărora le merge doar cu berberină și cu ce mai... Ce ai zis? Berberină și... Era la. Așa. Să spunem că ar merge, dar totuși pentru 100 de carb tot mi se pare foarte mult. Asta adică mi se pare foarte, foarte greu de crezut. Chiar și după antrenament, fiind sensibil la insulină, mi se pare cam greu de crezut că poți să absorbi 100% acea 100 de grame. Asta aici aveam să zic și eu că nu. Nu cred că poți să absorbi chestia asta dacă este ești full native. Nu știu, să fie un genetic pur, să nu mai nevoie să nască a doua oară persoana respectivă ca să poți să absorbi așa ceva doar prin cele două produse. Din punctul meu de vedere, ar trebui nevoie de puțin ajutor. Da, păi dai seama că vorbim de alte... Ca să ajute la absorbție. La ca 100... să ajute la absorbție. Da, dai seama că nu... Asta consider și eu că e prea puțin. Deci fără insulină. Nu. Eu uite, eu sunt de principiu că undeva la până 70 de carbo poți să iei berberină, deci ar fi limita care o consider. Cam așa, 60, 70, hai 80 să zicem, da. 80 să zicem. Dar cei peste 100 de grame de carbo? Dar cei peste 100 de grame fără de la 100 în sus. Cel no, puțin nu consider eu. Uite, mai e o variantă. Am văzut-o la cineva. Chestia dacă de a fi lean. Știi, dacă e super lean. Acolo e altă poveste. Știi, aici deja absorbțiile sunt super mari și îți permite acolo să absorbi. Dar nu, știi cum e șmecheria cu chestia asta? Că nu te lasă mult să absorbi. Adică te lasă pe o perioadă scurtă. Nici este vorba de situație și de condiție. Da. Pentru că tu în momentul în care ești lean, te duci spre precondition, automat deja te duci în urci. Te ridică motoarele, începi să arzi ca lumea, maximizezi totul. Dar și atunci trebuie să știi cum să le programezi, cum să le pui. Faci pilovă, nici așa nu-i bine. De asta zic că... Deci nici... No. De asta știi că... Deci exclus, nu. Natural, sunt deja TP-uri astea. Nu știu, adică eu nu am văzut pe nimeni să absorb 100 grame de carbo. Nu, nici n-am întâlnit. Nici. Să zicem că ar fi făcut o descărcare de glicogen de câteva zile și i s-a tăiat filmul și s-au dus instant. Dar nici atunci, nu știu. Asta e destul de, cum să spun, trebuie să fie foarte amănunțit. Noi ne dăm cu părerea, voi încercați, trebuie doar să vă uitați un pic la voi în oglindă, să te gândești, bă, aș putea să absorb asta, aș putea să fac asta, e suficient de avansat, cât de greu mă antrenez, că dacă tu pleci cum ai venit, păi degeaba mă 100 de grame de carbo, că nu o să-mi ia. Nu, deci totul trebuie... Din punctul meu de vedere, pus plan cap la cap. Da. Timing-ul absolut fiecare lucru în parte. Săptămâna 1. Am așa, așa, după antrenament, înainte antrenament și tot așa. Săptămâna 2 și tot așa. În funcție de ce rezultat vrei să ai. Off-season, nu știu, vrei să faci un cut, un mini-cut. Intri în pregătire, care sunt, este o chestie total diferită, condiționare. Așa. Deci totul este în funcție de planul alimentar, cum îl structurezi. Bun. Mă gândesc că și tu ai aceeași problemă, adică pe aceeași problemă ai în protocol chestia asta. Cineva zice, am văzut la tine în program o masă cu orez, pui și banană. Banana de acolo are vreun rol? Și tu ai și cam toți avem chestia asta. Cu fructoză. Eu în protocol nu am banană. Nu ai? Nu. Bun. În mod normal, fructoza respectivă, da? Amafine. Da, bun. Deja se schimbă situația. Sună ciudat că vorbim foarte
așa râzând, dar să știți că fiecare aliment pe care e pus are un rol, nu e pus doar dragul că l-are fructoză și nu are. Da, are un rol. De ce? 1. Banana de obicei are potasiu. 2. Are fibre care te ajută să absorbi, eu știu, mai ușor masa respectivă. Totodată ai și... Dar știi să nu ai probleme, colon și tot așa. Exact, da. Plus că, dai seama că eu l-am văzut cam după antrenament chestia asta, știi? Dar chestia asta cu avut după antrenament e strict doar ca să am energie, pentru că, având în vedere că eu am niște chile mai mari, am nevoie totuși să, cum se zice, să am un nivel de glicogen mai mare. Eu, după antrenament, în momentul de Ca față, am să prin... ții un size. Da, știi? Adică imaginează că după ce mănânc masa post-workout, eu doar prin volum, dar nu ține foarte mult. Adică maxim jumătate de oră și în momentul ăla banana cumva îmi, cum zicem, îmi ține size-ul ăla constant, știi? Da, cât prea șocul, știi că ești sensibil și da. Da. Exact. Deci asta are, să zicem, asta e rolul. Acum, anumitor fructe, nu toate fructele răspund la așa ceva, pentru că, cum a zis și Andrei, el are altceva acolo. Da, asta trebuie să înțeleagă toată lumea că Marius ne concepe la fiecare în parte, în funcție de cum ne știe, cum ne cunoaște. Da. Am lucrat de atâția ani de zile cu el și le-am încercat pe toate și am ajuns la un protocol. Perfect, exact ce merge mie. Asta e, Deci, chestia asta automat, e... banana e exclusă. Nu, uite, în cazul tău nu, la mine nu, la mine e ok, adică nu am probleme, eu chiar mă simt mai, eu mă simt mai full după ce mănânc chestia asta. Deci, ne întreabă cineva, am ajuns și la chestia asta, puteți explica felul în care dacă ai mai mult body fat, pui mai greu masă musculară, undeva la 17% mi explică persoana respectivă. Deci are body fat 17%. Da, și să explicăm felul în care dacă ai mai mult body fat, pui mai greu masă musculară. Păi aș putea să-i răspund cu... Stai un pic, că mai tot, stai că are o continuare, văd că e acum Ia. mult. Și comparativ, care ar fi diferențele la final când vine vorba de masă musculară 10% body fat versus 17%? Nu este greu. Este foarte simplu. Eu, după cum știe foarte multă lume, eu am avut un breakdown după COVID, Nu știam post-COVID asta. și, mă rog, nu mai contează și am ajuns undeva la tot așa 15-17% body fat, doar că am topat din cauza faptului că nu puteam să mai mănânc și mâncam un de arahide în borcan la 2 zile ca să-mi țin corpul pe loc, decât să nu pierd tot. Deci am făcut niște experimente de... Nu vrei să știi, mare Borcan. știi. Mare știe ce am făcut. 4 luni de zile eu n-am putut să mănânc. Uai, câtă grăsime mâncare. Și după ce mi-a revenit cu simțurile și am început să pot să accept din nou mirosul de mâncare gătită, gătită, mă rog, Da. nu suportam nici măcar grătarul, piept de pui, absolut nimic. Deci era Da. tot pentru mine dezastru. Am început să fac o recompoziție, ușor, ușor. Am început pezurile și tot așa. Și treptat de la 17% progresiv. Din nou cam 17 eram, că nu mai aveam abs. Deloc nu aveam abs. Și am mers progresiv din mai pe peț până în octombrie. Progresiv. Și m-am pregătit de Wings cât am putut eu. Astfel încât să fac o recompoziție corporală. Proteina ridicată, ciclizare carbohidrați, fats, middle, undeva la 50 de grame mâncam. Pentru mine low fat înseamnă 30 de grame. Și pentru mine la fel. Deci să zicem un middle, 50 de grame. N-am urcat grăsimile, n-am avut cheat-uri. Efectiv am mers în linie dreaptă, progresiv, până am scăzut. Și am făcut o recompoziție corporală. Același lucru poate să facă și persoana respectivă. Bineînțeles, se poate face și nati. Nu e nevoie de peț. Se poate face doar că este pe termen mai lung. Și Asta. asta în funcție de cum are dieta structurată. În funcție de ce fel de antrenamente are. Îl face antrenamente cu greutăți. Automat. Implică și cardio, pe stomacul cold dimineața.
Deci totul trebuie pus cap la cap, exact, cu timingul perfect, astfel încât să ai rezultatul dorit. Deci bun, nu este greu, nu este imposibil. Bun, și cum ai ieșit cu absorpțiile? Hai să vedem, zicem perspectiva ta. Care, cât de mare au fost absorpțiile tale când tu ai devenit lean? Și cum te-ai simțit? Bun, din start ai spus că abia mâncai, când aveai 17% și absorpțiile nu erau ce trebuie, adică nu absorbeai, adică mai mult depuneai. Și făcusem pauză la peț cam 8 luni. Cam așa, am făcut pauză. Nici măcar TRT. Practic a fost pentru mine corpul ca un burete. A absorbit tot. După 2-3 săptămâni, când a ajuns la un nivel în sistem, a început să absorbă. Și ușor, ușor a început să ruleze. Și ușor, câte puțin, câte puțin în fiecare zi. Am făcut și natural chestia asta. Și merge. Deci nu e imposibil. Am făcut în 2019. După am început pețul. Zic, bă, hai să mă pun la punct. Masă musculară, tot ce trebuie. Recompoziție natural. Și pe urmă am început pețul. Când am ajuns într-o condiție fizică lean, cât de cât, 12%, se vedea abs, cât de cât, am început pețul. Am început automat pregătirea. De se poate. Both ways se poate garantat. Deci, e vorba de cum îți structurez absolut toată mecheria. Bun, eu am experimentat și eu ca tine chestia asta, deci hai să definez un pic diferența asta. Deci diferența între 17% body fat și 10% body fat sunt absorțiile mai tari. Da? Deci asta e una. A doua, ai un apetit mai ok, digestia e mult mai ușoară, îți permite să mănânci o cantitate mai mare de mâncare care ajunge mai ușor în mușchi. Asta e diferența de body fat. Acum, imaginează că tu, având un body fat mai mare, o să îngreunești organele. În loc ca organele tale să funcționeze în parametri foarte ok, tu îngreunezi având body fat pe ele. Acum, vorbim de un om, de o persoană neti, vorbim indiferent că e neti sau pe substanțe. Da, nu contează. Doar că există niște factori care îs mai greoi. Adică dacă tu ești, eu știu, ești la 95 de kg sau, eu știu, mergi la open, da, și tu, eu știu, câte kg ai, bă, nu prea poți să stai atât de lin cum vrei tu, pentru că tu oricum, păi nu interesează că ai stat lin off-season, tu trebuie să mănânci enorm de mult. Într-adevăr, trebuie să mănânci curat, nu trebuie să mănânci burger și pizza, dar acolo deja când ai ajuns și ești, cum zice, când ești foarte mare, acolo o să pierzi și detalii, știi? Că toată lumea zice, bă, nu ești atât de, ești atât de condiționat sau nu ești atât, dar ești foarte mare, știi? Este foarte greu să menții un size. Da, și să fii extrem de definit. Și să ai și o condiționare maximă este foarte, foarte greu. Uite, mă uit la Boar, mă crucesc în fiecare an. Deci omul acesta pentru mine e un SF. Păi eu am văzut și eu cum arăta, am zis, bă, băiatul. E foarte greu, adică... E foarte greu să fii și mare, full, dens și condiționat. Imaginați-vă că Andrei probabil cu, eu știu, hai să zicem așa, hai să dăm o cifră când ești încărcat. Dăm o cifră de carbohidrați. Pre-stage? Da. Eu am făcut câteva experimente cu Marius ca să nimerim rețeta mea exactă pentru scenă. Și noi am ajuns la concluzia că nu sunt ok 600 de carbs. 600 de carbs one day out. Erau suficienți, erau prea mult. Erau prea mulți pentru că automat încep să mă încarc la 3 days out, ok? Și o iau progresiv. 200. Nu, o iau progresiv. 125,
A tot crește. 350, tot așa, mă rog, jumate, jumate, jumate și se adună. Și am ajuns undeva la 600 la un moment dat într-o zi. Nu-ți exagerez. Condiționat, tot ce vrei tu, doar că eram foarte mare. E, a, vezi. În Polonia. Am văzut. Deci eram chiar super, deci eram super condiționat. Am văzut. Dar eram foarte mare pentru că mă încărcasem prea mult. Cred că cel puțin când făceai chestia de side, când stăteai așa, frate, mi se părea că erai de două ori cât toți acolo. Deci mi-a și zis Mazali la sfârșit și s-a uitat și Marius, nu, la el, nu vrea să creadă. My friend, you're not men's physique, you're bodybuilder. Îți dai seama că... Îți dai seama ce... Și automat, de oameni erai acolo. Și automat a trebuit să încercăm la următoarea competiție să mai tem din carbs. Și am ajuns undeva la... Mie merge undeva la 400 de carbs. One day out și era a doua zi... Dacă sunt e dimineața, uh-huh. O masă, două, cât o fi și am eu ale mele rondele cu gem sau ce. Gem și cu unde arachide și aia. Uh-huh. Dar nu mai mult. Ideea este că nu trebuie foarte mult. Imaginez că eu, în cazul meu, când am fost la Semtex și m-am încărcat cu 2 kg de cartofi. 2 kg de cartofi ar fi câte grame de carb? 20, vreo 400-500 de grame de carbo și înainte de scenă am mai mâncat 100 grame de rondele. Deci și tot nu eram suficient de full. Tot nu eram suficient de full. Asta e că sunt situații, situații. Alții nu sunt suficient de încărcați oricât ar da. Mânca. Probabil că nici nu le mai răspunde corpul. Uite, spre exemplu, mie la Wings, din cauza faptului, și a fost penultima competiție, că urma să mă pregătești pentru Olanda. În decembrie. Doar că pentru Olanda mi-a cedat corpul, că nu mai funcționa. Deci, practic, oricât carbohidrat astea aș fi mâncat, eu eram coală de hârtie. Îmi cedase corpul. Prea multe pregătiri. Îți dai seama, am stat în prep fiecare lună. Uai. La un moment dat, corpul a obosit și nu mai răspunde la fel. Oricât aș fi mâncat, puteți să-mi dai și 1000 de carbs cu insulină și tot ce vrei tu, abia că mă pompam și mă încărcam. Mă, să dai seama. Erai super. Deci la uite, a văzut, la piept cel puțin, oricât m-aș fi pompat, nu mai aveam fullness-ul ăla. Interesantă treaba. Asta zic, sunt situații. Deci cam asta e diferența între body fat-ul respectiv. Cât ai body fat-ul mai mare, cu atât... cu atât o să absorbi mai greu și o să depui mușchi mai greu pe tine. Diferența e dacă folosești pad sau nu folosești aici. Deci dacă ești natural o să pui mai greu dacă ai body fat mare, în schimb dacă ai un body fat de 17% o să faci o recompoziție dacă folosești pad oricum. Dacă da. Mănânci, eu asta consider, dacă folosești o să faci recompoziție oricum. Automat, e foarte multă lume zice poți slăbești după aia pe mușchi. Păi ce ai făcut? Da, știi, bun, în perspectiva unui natural e ok, dar în perspectiva unui, eu știu, dacă ești, știi că vrei să, eu știu, vrei să faci ceva din chestia asta, eu consider că nu se merită, adică mi se pare ceva... Pierzi mai mult timp. Ai învoia să spun genii, tai mult, ai, știi, nu... Ai încă o variantă care este foarte bună, adică nu e da. Bun sau ceva. Normal. Bun, deci... rămăsesem la chestia asta cu, cum îi zice, cu jocul, da? Tu zici că dacă e să-l faci, îl faci, corect? Da. Deci nu e nimic ce te poate opri. Bine, mai ar putea să existe o situație, să spunem, în care nu își poate părăsi postul deloc, adică, spre exemplu, dacă ar lucra la o linie care normă să facă, nu știu, 800.000 de piese în 8 ore. Da. Un exemplu. Dar totuși are pauză, știi? Da. Dar e greu să te recuperezi după noapte pierdută, din punctul meu de vedere. N-ai cum. Uite, eu... Hai să zicem cu ce ai lucrat, Andrei. Eu am lucrat acum foarte mult, tot așa, între da. Schimburi și m-am... Dar făceai sală, la nivel de culturism? Nu. No. Lifestyle. Lifestyle încă eram, încă căutam drum, cale. Erai... Da, încercam să experimentez.
din ce cunoștințe acumulasem și o la vremea respectivă și vreau să văd care e șmecherie. Care e treaba cu mine. Nati. E 2010 vorbim, 2011. Mamă, erai bine acolo. Da, și bineînțeles că m-am mulat după situație, că na, erau trei schimburi. Și asta e, lucram de noapte, când se putea, când nu se putea, mă arătam o masă, dar cel puțin 4-5 mese le aveam, orice ar fi. Uh-huh. Deci era 100% 200 de proteină mâncată pe zi. Era treaba, treaba. Deci, ca să nu fie rău. Da, îți dai seama că n-a... Asta e, lucram de noapte, dormeam ziua și fix înainte să mă duc la muncă, pregăteam mesele pe care le aveam după mine, mă duceam la sală, mă antrenam, mâncam, plecam la muncă și l-am dat la capăt. Bă, de se poate. Da, păi îți dai seama că... Dar acum să nu judecăm situația, că există și situația pe care am dat-o ca și exemplu. Există situații în care poți să ai un job la care chiar nu poți să te duci nici măcar la baie. Sunt fabrici care lucrează cu linii și ai producție normă și nu poți să întrerupi. Sunt fel și fel de firme care lucrează în acest mod. Mai. Da, nu e ok așa, adică... Barbar. Da, e barbar, e barbar. Dar, acum, na, până la tu ți alegi durerea. Da, corect. Să zic așa. Deci, hai să dăm așa o concluzie. Deci, se poate totuși să-ți recuperezi ideea că... Na, contează și ce lucrezi, contează și, eu știu, somnul, cum ai putea tu să reușești să mănânci tot, uite, o soluție ar fi să faci unele mese lichide. Da. Adică în acest caz, dacă nu faci performanță, eu i-aș sugera să aibă, dacă vrea, 200-250 de grame de proteină per zi, să-și facă cel puțin două shake-uri da. Cu proteină. Pui o văz, pui eu, știu, unghi, arachide, sau eu, să faci full de porumb, deci se poate. Dar poate chiar fără carbs. No, sau pui proteină de... și, eu știu, deci ca să zici că, eu știu, na, îți lași spike-uri din alea și mare. Și ești absorție rapidă și ai scăpat de tot necazul, dacă nu face performanță. Bun, ești pregătit, Andrei? Să intrăm pe dark side. De când m-am născut. Deci, acum vor veni întrebările de pe... Anonim. Ești pregătit, da? Hai să vedem. Deci, o să dau random, adică nici nu vreau să mă uit. Îmi imaginez. A, uite, bă, că e întrebare bună asta, mă, ce dracu, că n-am nimerit ceva rău. Prima întrebare bună. Yeah. Cât de mult a sacrificat Andrei pentru a ajunge aici? Și ce a sacrificat? Stai că mă întreabă aici. Ce a... Deci, cât? Ce? Apoi ce nu m-ai întrebat, frate, pe normal, m-ai întrebat aici. Băi, a fost un drum foarte lung și încă e. Nu zic că încă e ce trebuie, nu e. Abia s-a început, din punctul meu de vedere. Eu când aud din astea cu s-a început, de la nu mă stau și mă gândesc. Da, pentru că am realizat că încă mai e drum lung până unde vreau să ajung lung. Și automat chestia asta m-a ajutat în trecut gândind așa să urc, să urc, să urc, să urc și tot așa. Și sincer, de când am început drumul acesta cu Marius, nimeni și nimic n-a putut să mă oprească. N-a contat. Am pierdut afaceri. N-a contat. Am făcut altele. Am căutat altă sursă și tot așa. Am avut relații, le-am pierdut, n-au contat. Deci pentru mine chestia asta nu m-a oprit. Am sacrificat orice, orice pentru a merge mai departe. Chiar și persoanele respective care poate am, care am fost, au văzut că n-am cum să mă las și n-am cum să renunț, că na, sunt persoane normale care tot speră, bă, poate te la anul ăsta și gata. Ceea ce nu e ok. Mi se pare un pic cam toxică chestia asta, dacă știi ce zic. Bă... Da, până la urmă, eu te înțeleg, fiecare cum vrea.
Adică... Ideea este că am sacrificat tot. Eu înțeleg, eu chiar te înțeleg tot. Chestia asta. Imaginați-vă că eu... Hai să luăm așa, Andrei, vă zic ce a sacrificat el, eu vă zic ce sacrific eu și ce am sacrificat. Tot, n-am ținut cont și nu o să țin cont. Adică în sportul ăsta, dacă nu ești all-in... Aia voiam să spun. N-ajungi unde trebuie. Eu de deviza următoare, Andrei. Când ești pe cel, nu te întreabă nimeni dacă ai avut probleme sau dacă nu, nu te întreabă nimeni dacă ai sacrificat ceva sau dacă nu, că pe ei nu interesează. Tu când ești pe șină, pe ei interesează. Nu contează, toți sunt egali. Întregi, acolo îi jurizează cum arăți, nu le pasă că tu ai avut probleme. Nu le pasă că ți-ai pierdut tu nu știu ce câine sau că da. Ai pierdut nu știu ce bani sau că te-a părăsit iubita sau că... Ei jurizează, tu pentru aia ești acolo. Îi interesează cum te prezinți pe scenă. Exact. Nu ești la Dansez pentru tine, la... Nu ești la Mireasa pentru fiul meu, nu faci dramă. Nu interesează pe ei, mă, na, nu. Nu. Deci în sportul ăsta e un sport nu jumătate de măsură. Da, nu există, să zicem, empatie. Deci tu ți-ai ales chestia asta, tu o duci. Că tu ai alte probleme pe lângă și că tu... Ți le asumi. Exact. Deci îți asumi tot ce vine. Și alegi deci eu de când am plecat pe acest drum și mi-am găsit calea, mi-am spus și lui Marius, bă, pe nimeni nu mă interesează. Eu mi-asum tot ce fac. Deci pentru mine acest lucru e... Asta e viața mea. Deci e tot ce ai. Adică dacă asta e tot ce am. Asta e ce mă reprezintă. Deci dacă la mine vine X, Y, Z, dar cât mai de gând, dar nu știu ce, dar nu știu cum, persoanele alea s-au exclus singure din viața lor. Din viața mea, pardon. Da, păi dai seama că tu practic e tot ce ai, știi, și în momentul în care tu asta. Dar nici nu trebuie să fac nimic. Deci nu trebuie să fac nimic pentru că îmi văd de treaba mea, de pregătirea mea, de ce am de făcut. Da. Pleacă singure. Asta nu înseamnă că sunt un om rău. Sau că sunt un om care nu-i pasă. Ești un om egoist, știi? Chestia asta cu egoismul care înțelege toată lumea că, bă, da, mă, tu ești egoist că faci asta. Eu nu consider că opinionul ca tine e. Eu am încercat să împar și varza și capra. Da. Dar sunt persoane care sunt foarte... Dar eu vreau să întreb. Vreau să întreb. Mai egoiste decât suntem noi. Aia am vrut să zic. Culmea. Adică, uite, ai încercat vreodată să faci următoarea chestie. Tu ai încercat să faci... Și una și alta, da? Deci să împar și carpa și varză. Le-am dar încercat moment... și nu merge. Nu merge și... pentru că... Nu, dar uite aici, ai încercat vreodată, gen după ce ai făcut chestia asta, să iei un pic din chestia aia, să vezi cum reacționează la tine. O să zică că ești egoist, știi? Mi se pare că am pățit. Am pățit toată. Vezi? Și da, nu-i adică... Să uite, de exemplu, tu împași capra și varză, dar dacă mergi și spui persoanele lângă tine că, bă, am și eu nevoie în ultimele două săptămâni de susținere și zice, o, păi ține, ți se pare că ești cam egoist? Sau ți se pare că... Eu niciodată n-am început susținere la nimeni. Sau validare. Nu, dar zic așa, știi? Zice, susținere în sensul de, bă, nu mă stresa. Știi, la chestia asta mă refer. Sau, bă, nu veni toată ziua și veni cu din astea de... Hai acolo, că... hai să facem mai, hai, deși tu ești... Asta e că eu le zic din start ce nu-mi place. E bine atunci. Eu le zic din start. Nu îmi place să fiu să vii la cap cu drame, că așa afară eu. Plouă și că a venit vecinul și că țipa. Exemple de astea. Eu trebuie să fiu focusat pe ceea ce fac. Da, păi... Adică dacă vii la mine, vii cu o problemă adevărată. Să găsim o soluție. Nu veni cu chestii care... Le vezi doar în ziar, pe bune. Pe bune, da. E super reală treaba asta. De obicei când se plictisesc fac chestia asta, am văzut. Păi asta e nasul, că eu n-am timp să mă plictisesc, eu abia am timp să dorm. nu e loc. Uite că cum arată o zi din viața lui Andrei? Te trebuie personal. Am ajuns într-un punct în care, din ce am văzut și eu și Marius, eu funcționez cum sunt acum, perfect. Ești activ, super activ. Dacă aș face, nu știu, asociere cu cineva sau aș avea pe cineva în viața mea, m-am dat peste cap. Indiferent. M-am dat peste cap. Nu mai pot să fac performanța max, să duc la maxim. O faci, dar nu cum ai vrea tu. Nu are capacitatea deja, de ce ești acum. Deja noi am ajuns undeva unde
s-a investit, s-a riscat foarte mult și nu-mi permis să mai fac chestia asta. Iar persoanele din jurul meu nu înțeleg. Nu vor să înțeleagă. E foarte trist. Adică, băi, eu nu sunt la nivelul tău, n-am participat la, nu sunt ligile alea, dar eu știu cu ce se mănâncă. Am studiat, am văzut, m-am uitat foarte mulți culturiști despre ce vorbeau, știi, inclusiv la Branch Warren, mă uitam de curând și zicea că tu crezi că dacă venea cineva și spunea lui că bă, are o problemă sau nu știu ce trebuia, din familia lui el trebuia să rezolve toate problemele, știi? Deci chiar contau problemele respective. Dacă venea și îi spunea cineva că vinea, eu știu, soția lui și spunea că i s-a rupt o rochie, nici nu-l interesa, știi? Deci ți-au și zis chestia asta. Nu, hai să nu fim inumani. Dacă sunt probleme serioase, automat, da. Bă, nu e o problemă, că ții masa după tine, duci, rezolvi problema. Da. E ok, ți-ai făcut antrenamentul sau te duci un pic mai târziu, asta e schimb, grăsimile, da. Vezi ce faci. Dar nu veni la mine să-mi spui că ai văzut curcubeul și că te-ai certat cu nu știu cine. Și, pă bune, eu nu știu cum să mai fac să mă trezesc a doua zi și, pă bune, vorba da. Bine. Da, păi eu știu cum, îți dai seama că, știi, chestia asta cu, bă, abia te întrezi în dimineața, e foarte obositor. Imaginați-vă că am întâlnit oameni care se culcau la 1, 2 și așa se trebuia să trezească ca să mănânce din nou. Adică nu neapărat să meargă la servici, ci doar să mănânce. Păi și eu tot așa, dorm pe cicluri, cu toată, nici nu dorm, cu toată dorm, nu știu, că și eu sunt haos. Vezi? Mai ales că decât suntem și cu suplimentele și cu toate astea și cu reclame și fă și filmări și pe în perioada asta nu mai știi pe capul ăsta. Păi n-ai, îți dai seama, eu am ajuns, eu merg la, eu zic sincer, mă duc la servici. Acum începe și, o să începe și vlogul YouTube și... Lasă-mă în pace că am pățit. Sunt la 8 la lucru, la 4 am clienți, la 6 mă antrenez, la 8 filmez în sală. O le-am zis, băi, puneți-mă în pat, în spate, că nu-i eu am canapea. Eu în canapea i-am spus, băi, eu dacă nu mai te duc, vă trici bodyguard aici, nici nimic, că eu dorm aici, stați, nu știi, nu mai... Aduceți-mi un aragaz aici, căldură și... Pike! Direct, nu trebuie, nu trebuie foarte multe. Da. Bun, hai să băgăm următoarea. Deja, bun, hai că prima a fost bună, dar nu știu ce noroc am la următoarele. Bun, hai că te întreb. Bun, Andrei, deci întrebarea spune așa. Te-ai vedea cu cineva în următorii 2 ani dacă persoana respectivă în industria fitness-ului, gen concurentă, că scrie aici, în industria fitness-ului, cu paranteză, culturism, așa. Și ar accepta doar să vă vedeți și atât. Stai un pic, stai că nu înțeleg. Deci, adică dacă accepta eu doar să ne vedem sau persoana respectivă? Nu, dacă tu ai accepta, gen să ai o relație cu tipa care e în industria fisică, doar să vă vedeți. Atunci să fii într-o relație cu ea. Deci mai întâi să mă văd cu ea și pe urmă să vedem ce facem. Nu, asta se referă, zic eu. Deci, fără nimic sexual. A, doar să ne vedem? Dar voi doar să fiți într-o relație, gen vă pupați, dar nu... Nimic. Nu pot să-mi citesc mai mult, atât zic. Jur, eu trebuie să reproduc foarte bine ce scrie aici. Nu pot să reproduc dacă știți cu... E grav, direct intru la comentarii. Bine, poți să trimis creștatul de la lui Insta. Tu răspunzi la ce zic, că e foarte ușor de reprodus. Nu știu ce să zic, adică doar să ne vedem? Da, din nou să locuiți împreună, doar să vă, gen doar să vedeți, eu știu, un oraș, să ieșiți și atât. Păi, atunci să fiți într-o relație. E din București? Nu știu, că nu a scris. Dar întrebăm, dacă ești din București, lasă-mi următorul NGR și zic, nu? Păi, îți trimis scris. Păi, nu știu ce să zic, mă, nu știu că... Ai să următorii 2 ani? Da. Bă, s-a gândit bine. Te cunoaște, grecă. Cred că mă cunoaște dacă ai următorii 2 ani. Pentru că 2 ani, de acum încolo, e bye-bye.
în continuare. Băi, eu m-aș vedea și acum. Nu, acum lăsăm la o parte tot. Eu m-aș vedea și acum dacă ar fi o persoană ok. Eu fac caterincă, că nu știu ce, că nu vreau să mai au, că nu. Primul trebuie să prin persoana respectivă să fie ok. Ia cu ea prima oară bănuiesc. Ca să te curce, da, pe tine. Să fie o persoană ok. Să aibă foarte multe calități bune, adică nu mă uit la ambalaj. Aha. Zic sincer, adică crede-mă că am întâlnit bomboane, frate, și asta e. Când începea să vorbească sau să scrie, mi-a sunut la Brăila. Te-ai liniștit. Am zis, mai bine să te-am cu minte, uite, și mai bine mai dormeam o oră. Tot așa, adică nu, nu. Nu, să fie o persoană ok și bineînțeles că ar fi de mare ajutor dacă ar fi din aceeași industrie. Păi cred că te-ar înțelege, știi. Că nu, mi-este foarte greu. Am mai fost cu fete care n-aveau nicio treabă cu lucrul ăsta. Lifestyle, fitness, na, și ele de 3-4 pe săptămână. Dar mi-e foarte greu să stau să le explic că uite, că procar, că pregătire, că peț, că nu știu ce, că creatina, că masă, că vite, că grăsimi. Dacă persoana respectivă face ce fac eu, automat nu trebuie să facă mai ușor ce faci tu. Vede tot platul de bucătărie și zice, a, ok, am înțeles. Cu ce pot să te ajut? Nu, e bun. Mama, despre asta e vorba. Numai întrebări prostești am nimerit, dar asta ce să fac? Bă, e foarte bine ca să... Deci, cineva... Ca să audă și persoane care... Na, bă, poate să interesează de tine și chiar să ca lumea. Și poate n-au tu pe o să scrie și atunci, bă, mai bine scrie. Să-și fac o idee, să-și păi fac o părere. Păi, mai bine mă duc de YouTube, fac dating aici, direct. Nu mai trebuie nimic. Tinder! Scriu acolo, direct. Mă afiliez cu ei. Bun. Cineva... Da, eu înțeleg, acum o întrebare din asta. Cum stai cu sex appeal-ul când ești în perioadă de pregătire? Deci eu sper convins că cine întreabă lucrurile astea e fete, frate. Dacă ar fi să... Nu știu. Să se contorizeze și la asta, gica calorie. Ai fi pe deficit, cred că. Deficit normal. Să fac credit. Nu, ești tot timpul, na, hai. La masă. Ne-am înțeles, nu dă mai mult de... N-am de astea, adică n-am probleme. Bun, mai avem... Stai să văd ce mai nimeresc aici. Care e următorul tău concurs? Place că mă scrisem, nu știu ce mă scrisem, poate m-am făcut la... Care e următorul tău concurs? Următorul concurs, adică primul de pe 2023? Da. Spania, Alicante, 21 mai. Și tot în Alicante, în Spania, pe 4 iunie. Primul e Ben Vidal Pro Qualifier, al doilea este Olimpia Amator. Oh. Și s-ar putea, nu știu sigur, acum să vedem în funcție de conjunctură, de situații, dar cred că mai mult ca sigur să stau vreo 3 săptămâni prin Spania, ca să nu mai mă pătâi cu drumurile, cu avioanele, cu... M-am pus într-un loc, m-am cazat acolo și acolo am rămas până... Nu-i rău. Da, mi se aleg două concursuri că sunt tot în același loc și nu... E mai greu să pleci, să te întorci și iar să iar caută cazare, iar... Bun. Relațiile te-au afectat în pregătiri? Asta e întrebare? Întrebare, da. Dar de ce totul te rezumă la relații, la femei? Nu știu, bă, da. E ciudat că am dat numai că am dat așa, am sărit pe ăsta. Cred că sunt mai fete ce au pus întrebări. Am sărit, frate, pe 3 întrebări și una, bine, două întrebări au fost despre... deci, una nu a fost întrebare, au zis că sunt aici pentru tine și încă una... Și încă una a fost de-aia nașpa care nu pot să zic că e nașpa mie, dar trecem, îți spun după. Ce, Netflix de-astea? Asta e mică. E cu Dalia nașpa, cu aia, că dacă vrei tu citesc, că nu mare stres, e
e din aia că mi-aș dori să ne vedem la tine, să mâncăm și apoi să facem ceva. Așa și nu continui mai departe. Deci până aici rămâne. Da, așa. Am înțeles filmul. Da, ok. M-am scris, știi cum arată? Așa arată întrebarea, să știi. Cam așa e întrebarea. Ma. Ok. Și era de alea cu ce mi-ai face și nu pot să scris tot aici. Înțelegi? Am înțeles filmul. Vezi ce înseamnă să pui anonim? Păi da, zici bă, că bă, poate unii put eu, când mă întrebau oameni care mă întrebau, știu, eu știu, poate vreau să știu. Hai să găsesc după IP. M-am gândit, jur, frate, atât plătesc 60 de lei numai ca să văd cine scrie astea. Sincer. Hai să revin la întrebare. Că cu ce deci în relație te-au afectat în pregătire? Băi, am avut... Toate relații m-au afectat. Da. A fost una singură care... De fapt, au fost două relații care m-au ajutat, nu m-au ajutat, să spun așa. Mm-hmm. Adică au fost, din un punct de vedere. Adică țin să le mulțumesc foarte mult persoana respectivă, au fost ok în anumite situații, dar în anumite alte situații, na. Nu au fost. Nu. Și sincer... Zic sincer, eu de când am rămas singur, din 2021, am mai încercat eu să mai fac o fată cu alta. Nu, frate. De când sunt singur și rămân singur, funcționez cel mai bine. Ești tu poate mai împăcat cu tine, știi? Nu, sunt la capacitate maximă și pot să fac lucrurile. Ai, mergi. Și doi la mână, tenis, eu tot n-am fost cu cineva care să facă exact ce fac eu. A făcut ceva similar, dar nu... Adică ce nu a fost, poate, a făcut sală, dar nu faci tu. Adică trebuie să fiu cu cineva care chiar face ce fac eu. Că să știi că... Degeaba face sală. Dacă nu înțelege ce fac în... La nivelul pe care îl duc. Da, păi... Da, poate... E diferență de la cel la pământ. Exact. Hai să vedem, mai băgăm două întrebări, poate norocoase astea. Bă, știi că chiar e norocoasă asta. Chiar e... Bun, deci întrebarea sunt așa. De la ce vârstă ai început să folosești pads? Ați răspund și eu și tu. Deci la ce vârstă folosim pads? Cât de mult ne-a afectat? Dacă am avut intervenții chirurgicale și dacă am avut probleme hormonale? Bă, destul de interesant treaba asta. Da. Aștept să spui tu. 25. 25. 90. Deci eu până la 25 nu am făcut absolut nimic. M-am dus într-un puc corpul astfel încât să am o bază lean. O bază masă musculară și eram lean. Deci n-am început cum fac copiii aceștia când îi văd, vine să plâng. Că noi ia pe o arătură și pe un drum total greșit. Nu, mai întâi fă-ți o bază, vezi, dezvoltă-te, crești și după aia. Bun. Deci este total greșit să încep de la o vârstă fragedă, dacă mă întreb pe mine. Uite, tu ai zis chestia asta, eu am început la 7, la 19 ani chestia asta, însă eu am avut o bază. Cum zice, am avut o bază de cât, am început la 16 ani, 3 ani în care doar m-am antrenat și eram super documentat, mă întrebam în stânga, în dreapta, știi? Și părinții mei, adică mama tot îmi spunea că, bă, fă-și tu altceva și eu am încercat chestii pe lângă, știi? Da. Bă, dar nu găseam chestia aia, când am urcat prima oară pe scenă, nu găseam lucrul ăla de, bă, oricine poate să-l aibă, eu îți spun sincer. Eu am o chestie din asta cu, bă, toată lumea poate să-și cumpere o mașină scumpă, corect, Andrei, dacă muncești, toată lumea poate să-și cumpere. Poți să orice. Da? Întrebarea mea e, câți dintre oameni poate să aibă corpuri care noastre? Vreau să știu. Câți? Ei, ai să râzi, dar în ziua de azi că am început să... Cam încea pe toți.
Nu, dar câți? Adică la nivel bun, nu? De ce mă vii cu un ciclu 2 și ești doar definit? A, la nivel bun, la nivel bun, bun, da, într-adevăr. La nivel bun e foarte... Adică, bă, aici eu consider că bogat e un skill, dar stai genetic, nu e un skill. Nu te naște boar. Nu poți. Nu poți. Orice îi faci. Adică e ceva ce tu nu mai poți să-l cumperi, nici dacă ai milioane de euro. N-ai cum. Nu poți. Deci e ceva ce tu, cu asta te-ai născut, la asta ești bun, asta te identifică. Și eu, probabil și tu ai chestia asta, după pregătire, eu simt că am evoluat super tare mental. Înțelegi? Stările alea de, uai, mi-e rău, uai, am zile proaste, știi? Și mă duc și rup așa, știi? Și de când termin concursul, dau așa, știi, stau și mă uit la poze sau am momente, știi, și reflectez momentele alea, știi? Așa fac și eu. Și jur, când vine următoarea pregătire, parcă vin și mai... Când vin zilele de low carb, acum zic, știi? Toată lumea așteaptă zilele de low carb, dar eu vreau să știu, eu aștept zilele de low carb, știi? Să simt chestia aia, gen, aici definește cine e hardcore și cine nu. Eu asta consider. Când deja dai de greu, chiar e greu rău. Da, nu e. Sincer, nu e pentru oricine. Nu, păi nu e. Și e vorba doar de aici. Da, păi tu îți dai seama când ești tu, cum ai zis și tu, suntem la niște puncte din astea foarte mici, în care mentalul tău nu mai are energie și zice, bun, te oprești, gata, te oprește sau, uite, tu cum gestionezi chestiile astea? Eu? Da. Efectiv îmi dau shutdown la creier. Toată lumea știe. Toată lumea știe că eu atunci când sunt în pregătire, cel puțin în 4 weeks out. Asta am și eu. Eu nu mai am realitate, sunt în pula mea de aer și că sunt autist. Adică, dar nu vorbesc cu nimeni, nu nimic. Eu doar îmi fac treaba și atât. Deci am cunoscut un băiat foarte de treabă acum de curând și omul săracu încerca să vorbească cu mine, na. Tot încerca. Și eu eram fried la maxim. Deci eram fried 200%, frate. Hai de cap, da. Și am făcut niște faze, gen faze la modul împărăjeala mea. La modul ca și cum, nu știu, fugeam de el sau efectiv nu, ca și cum aveam ceva cu el, dar nici măcar nu cunoșteam, dar el mă știa și, mă rog, avem prieteni comuni. Până într-un final l-am cunoscut și mi-a povestit săracul. Zic, bă, mă uitam la tine, n-aveai, erai level 999, zic, băi, n-am. A trebuit să forțez condiționarea, că, na, mai multe detalii pe spate. Îți dai seama. Ai avut probleme hormonale. Uite, dacă nu, scuze-mă un pic, dacă nu făcea și el ce fac eu, nu mă înțelegea. Vezi? Păi nu, dacă nu treci pe același proces, n-ai de unde să înțelegi chestia asta. Vezi? La fel legat și de persoana spus din viața mea. Dacă n-ar face ce fac eu, da. Asta e vorba de înțelegere. Ai avut probleme, Andrei? Vorbind după o singură dată, în 2017. Da? Da, dar mi-a trecut. Adică a fost un boom, a fost și normal, pentru că a fost primul pulstac ca lumea. Și automat, oricât de controlabil ar fi situația în sine, tot n-ai cum să gestionezi 100% chestiile astea, pentru că nu știi cum îți reacționează organismul, pentru că era prima dată când făceam acest lucru la nivelul acela. Da. Dar cu timpul s-a reglat. S-a reglat și a fost ok. Intervenții chirurgicale ai avut? Operații, chestii gen. What the fuck, nu. Nu, no way. Uite, eu nu am nicio problemă hormonală, nici nu am foarte multe cicluri de aia, nu zic, nu știu ce. Adică am avut în total 4 cicluri sau 3. 4. Eu nu știu ce să zic. Nu am avut bine, na, tu ești la nivel față de mine. Adică nu, e această situație cu lista aia. Am înțeles. Bun, deci am înțeles că e ca lista aia. Deci nu știu ce răspunde. Nu, n-am zis, clar. Am lămurit. Două chestii. Nu am avut nici, sincer. Nu am avut nicio problemă hormonală. Bine, în ciclu toată lumea are. Post-ciclu nu am avut, adică nu am avut, eu știu ce,
Am avut, am avut o singură pe nu știu dacă pot să-mi avut sau stau de anxietate și de depresie, dar vreo 3 săptămâni și mai mi-a revenit. Și atâta, dar intervenții chirurgicale n-am avut deloc. Nu, eu sunt real, cum o vedeți, n-am avut. M-am întrebat lumea, e băgat implant cu abdomen sau... N-am avut. Ok, hai să găsim ultima întrebare, dăm random. Sper să nimerim una bună. Și eu sper. Bun. Cât e indicat, de la ce vârstă e indicat să folosim pads și cât de hardcore ar trebui să fii când ești pe pads, măcar am nimerit ceva. Hardcore se referă, o explica băiatul, odihnă, nutriție, antrenament, și eu știu, gen, o scris acolo ceva social life. Social life. Asta e în funcție de ce vrei să faci. Uite, s-a adus vorba de chestia asta. Tu zic că după aia zic eu. Din punctul meu de vedere, eu aș sătui ca oricine de pe lumea asta mai întâi să stea să crească până la o anumită vârstă, măcar 23, 24, undeva pe acolo. Pentru că există riscul de a face niște complicații care nu mai sunt reversibile. Exact. Eu am tot văzut și am auzit cazuri. Adică nu încurajez pe nimeni. Nu zic, bă, toată lumea gata, hai. Nu. Exclus. Automat că trebuie să ne asumăm și chestia asta dacă o facem. Dar trebuie să știi, în primul rând, dacă ești pregătit pentru așa ceva, trebuie să știi exact ce vrei să faci, dacă vrei să faci. E că e ca un business, să zic așa. Trebuie să faci un plan. Dacă vrei să ajungi undeva. Uite, eu o să dau fix. O să încep cu sfârșitul. Chestia cu social life. Social life. Deci, din hai start, să... de 2 ani de zile... Deci să ai social life, în afară de probabil, eu știu, ai ieșit la o cafea odată, eu știu, la ceva timp. Băi, când e sportiv de performanță, nu prea-ți permiți chestia asta. Eu sunt ferm convins de chestia asta. Adică, eu știu că n-aș avea două joburi sau ceva, nu cred că mi-aș permite să fiu un oraș constant, pentru că, unu, trebuie să gătești constant, doi, am nevoie de recuperare, dacă chiar te antrenezi... La baie. Da. Deci, treaba stă mai diferit. În momentul în care te antrenezi hardcore, nu știu dacă ți-e mai bine să ieși în oraș. Sunt convins. Ești game over. Deci eu când, uite, eu când vin acasă, eu abia aștept să mă pun în pat, să stau. Deci nu mi-e merg de nimic, îți prăjit rău, adică eu abia aștept să mă pun în pat. Eu la fel, în fiecare zi sunt nani. Da, deci uite, de exemplu, la sală odată am avut client și termin antrenamentul la 7, frate, și trebuia să vină băiatul la 7 și 10, e nebun, 5 minute am adormit pe ăla, ești nebun. Și am mâncat și dormeam așa, să uitau la mine. Asta e viața. Adică, băi, ești prăjit, nu pot să... Eu când am o zi de duminică și mă trezesc uneori la 10, eu chiar mă bucur că mă trezesc la 10, știi, ca să fac cardio, să nu știu ce, că am zi liberă. Dar nici duminică să ies afară, când sunt pregătire, e mai rău. În pregătire, eu mi-anulez toate lucrurile posibile și dacă... Deci nu fac absolut nimic, nu mă culturiz la lucru și acasă. Deci, eu am zile când îmi vine să-mi închid telefon. Am și un moment din alea. Deci, jur, am zile când îmi vine să-mi închid telefonul. Pentru că nu... Să fie liniște. Nu sunt înțeles. Toată lumea se supără pe mine că nu mă văd cu ei, că nu știu ce, că nu știu cum. Că, stați-mă un pic, că eu n-am viața voastră. Eu nu-mi permit să fac chestiile astea. Eu nu-mi permit să beau o bere. Eu nu-mi permit să mănânc un tort cu voi. Eu nu-mi permit să... Dar nu pot să fii cu noi așa. Bă, ok, dar măcar spuneți-mi cu o zi înainte. Nu, ei vor pe loc atunci. Dar eu, uite, eu nici asta nu o fac. Știi că, eu știu dacă îmi spun înainte cu o zi, bă, nu o fac, de ce? Pentru că eu am impresia că le stric starea, știi? Adică sunt așa mai hipoglicie. Da, pe lângă faptul că nu ești acolo cu ei în filmul lor. Pentru da, că tu ești rupt în gură, frate. Tu ești în filmul tău și ești în lumea în filmul lor și n-ai cum să eu nu te știu cum, eu nu știu cum poți să găsească cineva balanța asta. Adică, bă, eu n-am văzut pe nimeni, nici un culturist, profi, nici nimic. Bă,
Deci, pe bune, frate, tu, cum ai zis și tu, mergi la bere și tu stai și te uiți așa în gol și te gândești la ale tale. Știi la câte nunți am fost și am băut apă și m-am dus cu casolete după mine. Da, și că a doua zi ziceai, fac pareu că ziceai să-mi bag ceva mie, dormeam. Singura nuntă a fost la Jean, unde s-a făcut și mie și la restul mi s-a făcut meniu special. La rest, m-am chinuit la toate nunțile. Am poții. Adică nu e fan, nu e fan să nu bei, să... Păi nu e, frate, M-am dus așa, na, băiat. Dar nu ești din același film, nu mai ieși, lumea nu înțelege. Da, eu, da. Am mai blamat așa, că și tu ești factor eu la chestia asta cu... A, păi nu poți să fii, nu poți să mânci odată. Bă, nu pot odată, că eu dacă mânc acum, mai stau 3 zile în plus, sau 4. Și contează alea 4 zile pentru mine. Tu știi că mi-a fost să-mi duc părinții să înțeleagă viața mea și chestia asta, acum când aud de pe altul, acum că n-are voie, stai așa. Vezi. Da. Asta zic. La mine, nu, mai că mi-am înțeles că, bă, asta face, asta... Până înțelegi și vede. Da, știi cum e, până nu vezi, nu simți nimic. Da. Bun, deci l-ați avut pe Andrei aici, a invitat. Vă spun sincer, nu am vrut să citesc tot ce scria pe NG-urile alea. Au fost 15 sau 17 întrebări. Lasă, mi le trimisul separat. Am dat random pe ele. Noroc că a fost numai una. Așa, în rest, restul, sincer, o să le trimit mâine să se uite. Sunt foarte curios să o fiți, că și vă fost pe acolo. Dar nu că nu poți să trezi oricum. Așa, prin absurd vorbim și noi. Poate scrie numele acolo, în los. Să ne aflăm întreabă. Bun. Deci, n-am fost informația completă. O să zicem că... O să zicem și de ce Marius e super ocupat. Numai ce am dat drumul la Prime Supplements. Deci puteți comanda de pe www.primesupplements.ro suplimentele pe care... Tocmai Marius și-a deschis firma. Am o recomandare destul de importantă, Nitrox 3D. E forță! Deci n-am simțit foarte... Am mai folosit pliorgaturi, nu-s fan, dar îmi place că bă-s două... Ce mai bun combo posibil. Bă, jur, dar m-am uitat. E super bun. Super bun. Îmi place și cum e daily vitamins la ei. Adică, gen la noi, că... Bă, îmi place că vin în pliculețe. Nu trebuie să te 7000 de chinui. Așa, deci dacă vreți... Da, deci dacă vreți să comandați, intrați pe www.primesupplements.ro. Coduri de reducere, Rami, cum ești? Andrei 10? Rami 10. Rami 10, la mine trip 10, deci puteți comanda de pe ambele coduri dacă vreți. De pe... Alegeți voi care vreți. Așa. Încă o dată vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. O să încerc să aduc pe Marius săptămâna viitoare sau peste două săptămâni, în funcție de cum îi permite timpul. Am filmat și un full day of eating, așa că o să vedeți cum arată o zi din viața mea și ce mănânc. Din ce ați remarcat, și Andrei și-a început cariera de vlogger. Trebuie să le punem cap la cap, să vedem. Și o să ne vedem data viitoare. Până atunci, sper că v-a plăcut ce v-am oferit. Și încă o dată ne vedem data viitoare. Vă pupăm, seară faină sau zi bună. Da, pe grijă de voi. Vă pupăm. Ceau, ceau. Mulțumesc.